Vizita noastră la școala gimnazială specială numărul 1 a început cu o surpriză. Câțiva elevi ne-au colindat, iar o fetiță le-a întrebat pe educatoare dacă le-am adus dulciuri și jucării. Nu le adusesem, așa cum în ultimii ani prea puțin s-a oprit în fața acestor copii să le dăruiască ceva. Este o școală în care se lucrează intens, o școală în care se lucrează pe ameliorarea și recuperarea tipului de deficiență al fiecărui copil în parte, o școală care luptă pentru integrarea copiilor în viața socială și pentru integrarea copiilor în învățământul de masă. Copiii de aici sunt peste 100 la număr, organizați în grupe de preșcolari și clasele 1-10 cu nivel gimnazial special. 60% dintre ei provin din căsuțele de tip familial, restul din familii dezmembrate sau cu nivel material precar. 30% dintre aceștia sunt autiști, restul au deficiențe mentale severe, profunde și asociate. Școala este subordonată Consiliului Județean, care, ca orice instituție bugetară din România, este deficitară față de nevoile speciale ale acestor copii. Despre nevoile lor firești, neglijate de multe ori din cauza sărăciei, ne vorbește directoarea școlii. Dat fiind că suntem în luna cea mai importantă din an, practic luna sărbătorilor, luna decembrie, luna în care toți moșii s-au grupat și s-a cam dat semnalul maratonului de sărbători, invităm toți giurgiuvenii și toată lumea de bună credință să fie alături de copiii școlii speciale, alături de nevoile lor, pentru a le bucura sufletul, pentru a le bucura mintea și pentru a le aduce un zâmbet care este umbrit de această deficiență și de acel certificat de expertizare care îl încadrează într-o anumită categorie de handicap. Se întâmplă că în fiecare an generozitatea celor în măsură să ofere cadouri de sărbători îi ocolește pe acești copii. Mulți dintre oamenii cu suflet se îndreaptă spre alte așezăminte sociale, iar în drum spre școala gimnazială specială numărul 1, Moș Crăciun s-a rătăcit și întârzie să ajungă. Poate anul acesta va fi unul mai bun și depinde de cei care au suflet să aducă sărbătoare și pe fețele acestor copii.